Hai noroc și la mai mare. Ce mai faceți, băi, băieți și fete? Astăzi facem încă o rețetă cu ouă, de cele roșii. Înțelegi, cu ouă fiert, de cele roșii, care ți-au rămas la Paști. Că legenda spune că ți-au rămas ouă cât să hrănești un batalion întreg. Știi cum zic? Partea proastă este că după ce le-au șocripit toate, copiii parcă nu prea vor să mai mănânce ouă roșii. Înțelegi ce zic? Așa că vrei, nu vrei, trebuie să faci ceva cu ele. Ieri ți-am arătat cum să faci salata cu ton și cu ou. Aia nisoaz, așa? Dacă n-ai văzut video de ieri, du-te și caută-l. Astăzi facem tot o soi de salată, dar facem salată de ou. Bineînțeles, în varianta lui Bărbosu. Nu știu ce fel de salată de ou. Uștiuluc, luăm un castron, uștiuluc, eu am aici vreo 5 ouă dintre astea. Toată poți să ai 10, 15, 20, cât vrei tu. Uștiuluc, o să rupim pe unul așa și luăm numai gălbenușul. Înțelegi? Uștiuluc, pac. Zdrobim noi așa o leacă. Așa. Uștiuluc o linguriță de muștar și uștiuluc un gălbenuș. Și facem noi o leacă de maioneză. Ideea este că poți folosi și maioneză din comerț. Dar dacă tot avem atâtea ouă, înțelegi, ce rost are. Uștiuluc, mesteci o leacă așa și uștiuluc o leacă de ulei. Ideea este că tu faci maioneză exact cât trebuie ție, înțelegi, pentru câte ouă ai tu. L-am făcut foarte mult, cam ouă puțele. Și nu vreau să iasă foarte grețoasă. Peste maioneza asta, uștiuluc niște ouă tăiete. Uștiuluc aici. Peste ouăle astea, uștiuluc niște roșii uscate. Este azi roșii uscate la mama lor din Italia le-am adus. Dar mai întâi să le uștiuluc aici, le tocănăm uleacă. Și uștiuluc aici. Uștiuluc uleac de sare. Și uștiuluc uleac de pipier. Ouă fără piper e ca borșul fără leuștean. Tu dacă vrei să pui și niște fleșcăței de ardei iute uscat, eu nu pun pentru că roșiile mele sunt o leacă iuți, pentru că eu așa le-am păstrat. Eu din Italia le-am luat la pungă, înțelegi? Și le-am adus acasă, am pus niște usturoi, am pus niște fleșcăței dintre aia de ardei iuți uscați și am pus ulei din măsline peste ele și așa le-am păstrat în borcan. Tu dacă cumperi roșii uscate din comerț și îți place iuțara, poți să pui o leacă de iuțară și în ouăle astea, că nu se întâmplă nimic, știi? Și amesteci, amesteci, da, cum? Tu să amesteci. Nu trebuie să-ți mai spun că dacă vrei să o faci o leacă mai dietetică, salata asta, tu poți să folosești numai albușurile la ouă. Să dai gălbenușul la o parte, poți folosești maioneză de aia din comerț cu 0% grăsimi, spre exemplu. Și atunci e destul de dietetic. Putem să o mâncăm așa, dar îl știți pe Bărbosu, eu vreau să merg o leacă mai departe. Luăm noi o pâinică dintre asta și o tăiem. Așa. Pe aici, de pe mijloc, luăm o leacă de miez. Înțelegi? Prea multă pâine. Luăm miezul ăsta. Și uștiuluc cu ouă nostru aici. Da? Și uștiuluc cu niște salată. Salata asta mea se cheamă în engleză watercress. Eu i-am dat pe Google ca să-mi traducă, că nu știam în română, și în română îi zice creson. Sau am găsit eu un tișor, îi mai zice. Iar un gust mai specific așa, puțin piperat, care merge foarte bine cu salata de ou. Dar dacă voi nu aveți dintre asta, puteți să puneți și salată veți voi până la urmă. Spanac dintre la tinerel merge minunat, minunat. Dacă ai idei, să țineți minte. Dacă sunteți în Anglia și aveți watercress, dacă nu, creson, așa îi zice, sau un tișor. Cum așa? Apăsăm o leagă? Vai de mine și de mine, tare bună. Hai, eu. Mamă. Hai, noroc și la mai mare. Ne vedem mâine. Vă pup.